Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit aici, la Dale Dimineții, la Hunedoara 1 TV. Să știți că nu e foarte frig afară, dar nici foarte cald. Așa, între ele, pentru cei care vă pregătiți să plecați la serviciu, nu e nevoie de umbrelă, dar nu se știe niciodată că e primăvară, cred că a venit. Nu mai pleacă, nu ne mai părăsește, deși ne mai așteptăm și la zăpada mieilor, oilor, nu știu, da, zic bătrânii, na, acum vedem. Mai avem câteva zile până intrăm și în postul Paștilor, așa că până una alta purtăm umbreluța după noi, că nu se știe niciodată. Dacă nu plouă, cu siguranță e soare, sperăm. Sau poate fi așa o zi din aia cu nori și trebuie să ne gândim că dincolo, să ne aducem mereu aminte, că dincolo de plafonul norilor, cu siguranță e soarele, dragii mei, pentru că el nu ne părăsește niciodată. Acum, noi facem așa în fiecare dimineață o trecere în revistă la ce se întâmplă, cred. Vreau, îmi doresc. Acum nu cu ce se întâmplă neapărat pe stradă, că aia vedem cu toții și aia dezbatem lunea cu Nicol. Dar mie am așa un obicei uneori nu foarte ortodox și unii prieteni îmi spun, curioasă mai ești? Na, poate că e așa. Om trăi și om vedea, dar da, în momentul în care văd pe rețelele de socializare batele norocul că cineva face ceva deosebit, bag și eu năsucul acolo să văd ce se întâmplă. Și la o vizită pe rețelele de socializare am găsit două prietene, două femei minunate, mamă și fiică, care încă o dată ne dau o lecție de viață, pentru că de la Roxana mereu luăm câte o lecție de viață. Și le-am chemat alături de mine la Dale Dimineții. Bună dimineața, Roxana! Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, telespectatorilor! Mă bucur și... ca să fiu din nou aici, alături de tine. E o binecuvântare pentru mine și acum spuneam că o secundă înainte să intrăm în direct, suntem coprezentatori în dimineața asta, pentru că pentru mine când vine Roxana e o binecuvântare. Aș face tot la două zile o emisiune cu Roxana. Că nu mai ai loc de mine să vorbim. Da, să ne ajute Dumnezeu să nu avem loc de oameni așa minunați pe pământul ăsta. Că atunci e bine, ea zice, dar ne face loc, că mereu ne împinge în față. Nu doar pe mine, și alți tineri, prin activitatea ei. Ajungem și acolo, dragii mei. Și alături de mine și de Roxana, fiica ei, Andreea. Bună dimineața, Andreea! Bună dimineața! Cum e ceaiul? E foarte bun. Măcar i-am smuls un zâmbet la prima oră. Un proiect foarte frumos, în primul rând, cred că frumos, pentru că e între mama și fiica, ceea ce e deosebit, pentru că noi știm, sau cel puțin eu așa am văzut de când trec mai des pe acolo pe la teatru, că au reușit să mă culturalizeze oamenii ăștia. M-ați băgat în pită, că vin din ce în ce mai des la teatru. Foarte bine, noi ne bucurăm. Mulțumesc, Rosi! Bună dimineața, Rosi, și îți mulțumim că ești alături de noi. Da, marea premieră 26 aprilie 2024 și o să tot vorbim, dragii mei, despre acest proiect până în 26 aprilie, pentru că sper să umplem sala. Și o sper să vorbim și după, să fie atât de bun și atât de bine primit de public, încât să vorbim și după. Asta ne dorim cu toții până la urmă, că tot ceea ce facem și eu și voi și tu acolo la teatru și văd că și Andreea mai nou, o facem pentru oameni. Asta aș vrea să înțelegem cu toții, că până la urmă tot ce facem noi, facem pentru oameni. Acum, Andreea, de ce reflexia? Pentru că până la urmă e proiectul tău, că e proiectul tău de dizertație, da. Ca să înțeleagă și telespectatorii noștri. Da, de ce reflexia? Păi am abordat de-a lungul anilor de studiu atât în
cadrul Universității de Artă și Design din Cluj și și în cadrul Universității Naționale de Artă din București tema oglinzilor. La un moment dat un prieten m-a întrebat dacă ai putea să fii un obiect, ce ai alege? Și involuntar am spus oglindă. Și m-a întrebat de ce? Și zic, asta nu pot să spun exact, dar pur și simplu asta mi-a venit și făcând art terapie la Cluj, mi-a explicat profesoara, păi ai spus practic chestia asta pentru că oamenii care interacționează cu tine se văd ei înșiși și pot să fie ei cu adevărat când sunt cu tine. Poate și de asta mers mai departe, m-a fascinat ideea oglinzilor și reflexie, pentru că este atât o reflexie a mea, cât și a ei, și publicul se poate regăsi în ceea ce va fi pe scenă, fiind o poveste de viață prin care nu mutam-o, dar toți am trecut, am avut drame, traume sau mai știu ce. Bine, și fericit, nu ne tem venele, dar nici volumele. Da, dar cum a spus Ioana, să nu uităm că deasupra plafonului de nor este soarele. Eu iubesc soarele, la în egală măsură iubesc și luna. Și vis-a-vis de reflexie și de traume. Încă nu am găsit răspunsul la o problemă din tinerețea mea, o tot caut, o tot caut. Eu nu înțeleg. Știi, e soare, lună, apă, mare, ocean, știi? Soarele se reflectă întotdeauna răsare și apune, știi, acolo în mare. Se fac acele reflexii, pentru că mereu, zilele astea mă tot gândesc la proiectul vostru. Și mi-am adus aminte de trăirile mele la răsăritul soarelui pe malul mării, cum se reflectă soarele. Știi, trauma mea a rămas. Soarele iubește marea sau iubește luna? Pentru că el moare în fiecare seară pentru ca luna să trăiască. Mă tot gândesc la reflexie, știi? La... Știi cum mă cheamă pe mine în piesa asta pe care Andreea o face pentru proiectul ei de dizertație? Solis. Numele vine de la soare și s-ar traduce, dacă ar fi să tragem un motamo, cumva însorită, ceea ce cumva contravine a tot ce veți vedea în piesă, știi? Poți să te numești soare, să nu trăiești o viață solară, chiar dacă unor pare așa, dar la final să-ți dai seama că există speranță. Înțelegi? Deci cred că soarele, chiar dacă moare în fiecare seară, se naște, se renaște în fiecare dimineață, tocmai ca să ne facă nouă viața frumoasă. Așa și proiectul ăsta s-a născut cu ideea, în primul rând a venit de la alegerea temei ei, care a fost clar automată cu oglinda, și în capul meu a intervenit și un joc de cuvinte, că la un moment dat am avut o problemă cu afișul și am zis, măi, hai să punem, bine, era cumva, scoteam ochii și înțelegeai prea din prima ce am vrut să-ți spun. Reflexie, dacă nu ești atent, poți să te gândești la reflecție, știi? E un joc de cuvinte până la urmă, pentru că toți ne reflectăm, cum a zis Andreea, și fiecare se vede în ochii celuilalt într-un fel. Cred că despre asta este vorba în viață. Chiar așa și începe spectacolul, dau din casă puțin. Oamenii sunt ca oglinzile. Lângă unii ne vedem urâți, pur și simplu urâți, chiar dacă poate noi nu suntem urâți. Lângă alții nu ne vedem neapărat frumoși, dar măcar ne vedem întregi. Și sunt oameni în care, în ochii cărora, dacă te reflectezi, te poți vedea o viață întreagă, hidos, îngrozitor. Dar sunt oameni, și chestia asta îți rămâne în cap, sau sunt oameni la care te uiți odată și te vezi cel mai frumos om de pe pământ. Și asta nu are legătură neapărat cu dragostea partenerului. Atenție, că lumea se va lega acum, poveste de dragoste. Nu neapărat, este povestea unei vieți. O viață, în acest caz, în cazul acestei piese, piesa este făcută, bazată strict pe viața mea personală. O să ziceți, ce e atât de special? Păi nu e atât de special, că până la urmă și eu sunt un om ca fiecare. Specială este interpretarea ei, cum a dat-o ea, cum o să mă vedeți prin ochii ei. Pentru că ea semnează și regia și scenografia spectacolului. Cuvintele poate sunt mai puțin importante în această piesă, cât modul în care ea mă prezintă pe mine publicului. Ea, prin ea, prin ochii ei, veți vedea dumneavoastră reflexia mea.
E o poveste, povestea asta cu oglinzile în spațiu public și mă întorc la prietenii mei guru-guru și la prietenii mei psihologii care, pe care iubesc și le transmitem și le trimitem toată dragostea și toată lumina de care suntem. Toată dragostea și lumina de care suntem capabili, doar că nu vrem să înțelegem că ei ne dau cu bucățica, pentru că și ei au reflexia lor. De foarte multe ori când te pui față în față cu ei, ei se văd în omul din fața lor și aici am trăit pe pielea mea cazuri în care am ajuns acolo sperând să găsesc răspunsurile pentru mine și am găsit răspunsurile pentru omul care încerca să mă ajute. Că așa e viața și atunci mereu am avut impresia și am spus-o și prietenii știu, cei apropiați, că eu folosesc foarte des asta cu oglinda. Pentru mine a fost un șoc când am văzut că mi-i împărtășiți fără ca noi să povestim vreodată despre acest lucru. M-a impresionat ce a spus Andreea. Încerc mereu să le spun oamenilor foarte dragi mie, foarte dragi și foarte apropiați, câteva persoane, privește-mă sau privește-te prin ochii mei. Și nu mă refer, da, într-adevăr, la partenerul de viață. Mă refer la prieteni. Pentru că atunci când eu îi privesc cu respect, stimă, cu drag de ceea ce ei fac, ei ar trebui să înțeleagă și să se privească prin ochii mei cu aceleași sentimente. E foarte interesant. De câtă bunătate ești capabilă dacă tu te vezi oglindă? Cum ai crescut-o? Ea crede că eu sunt rea. O, Andreea, în primul rând, a crescut în teatru. E un lucru care trebuie spus de la început. Andreea este un copil care a avut parte, de când s-a născut, de atmosfera teatrului. A înțeles și cred că asta a și făcut-o să aleagă, deși eu, sincer, nu am vrut ca ea să meargă pe același drum, pentru că mi se pare o meserie foarte grea și în care răzbești foarte greu. Trebuie, în afară de cunoștințele necesare, trebuie să ai un foarte mare noroc, pe care eu l-am avut, sper să le aibă și ea. Îți trebuie și un dram de noroc să-ți găsești drumul într-o piață efectiv inundată cu tineri foarte capabili care nu au loc să-și facă meseria. Există posibilități în care, așa cum am găsit noi înțelegere la Mihai, căruia îi mulțumesc din inimă că ne-a acordat acest sprijin necondiționat ca să putem realiza spectacolul, sunt oameni care ar putea face foarte multe, dar nu sunt vizibili pentru că nu au loc să facă asta. Ori Andreea a crescut în teatru. Andreea, ca și Alexandra, au crescut amândouă în teatru și cumva sunt, nu că, normal că sunt mai speciale, că sunt fetele mele, că toți ne lăudăm copiii, că așa e firesc. Dar a început să vadă dincolo de, știi? Ne-a văzut pe noi, toți colegii mei și toată lumea care e prin teatru, a văzut ce înseamnă diferența între viața reală și modul în care noi ne prezentăm în fața oamenilor și încercăm de fiecare dată, indiferent de subiectul piesei, să le arătăm cei mai buni în noi. Andreea este un om care, spre deosebire, este total diferită față de mine. Eu sunt genul volubil, vorbesc, râd, mă exprim mai ușor decât o face în secunda asta. Dar n-am fost așa de la început. Mie mi s-au deschis ochii și m-am văzut pe mine în oglindă de-abia la 29 de ani. Ea s-a văzut mai repede și este un noroc. Ea știe exact cine este la 23 de ani, neîmpliniți. Și asta este un mare lucru. Asta înseamnă că am făcut ceva bine. Cred că faptul că am crescut-o în acel mediu, un mediu în care oamenii au acces la actul cultural, oamenii citesc, oamenii află foarte multe informații. Un copil de vârsta ei, nu neapărat acum la 23 de ani, dar în general, copiii noștri nu sunt lăsați să se dezvolte din punct de vedere sufletesc, pentru că intervin normele societății. O societate bolnavă din punctul meu de vedere. Cred că cea mai mare și cea mai mare bucurie pe care o poate avea un părinte este să vadă copilul că se dezvoltă și din punct de vedere sufletesc, fără presiunea societății în care trebuie să taci, să lași capul jos și să te înscrii într-o anumită normă. Ea nu se înscrie în nicio normă. De ce? Pentru că a avut contact cu teatrul de când a fost mică. Pentru că a avut contact cu arta, pentru că a avut
contact cu oameni de același fel, pentru că și, nu, mie mi se spune tot timpul, voi trăiți într-o bulă, voi nu știți de fapt cum e lumea, ba știm exact cum este lumea, dar încercăm să o facem mai bună. Ea crescând acolo, i-a intrat sub piele chestia asta, știi? Probabil că dacă lucram într-o unitate de, nu știu, curățat cartofi, asta ar fi vrut să facă și ea. Știi, noi suntem exemple pentru copiii noștri. Asta cred că e un lucru foarte important. Se spune că trebuie să faci ce zice popa, nu ce face popa, știi? E, fiica mea n-a făcut ce zice popa, ea vrea să facă ce face popa în cazul de față. Și chiar dacă nu, repet, nu se manifestă ca mine, în ea există foarte multe lucruri. I s-a spus odată, mă țintă de către cine, că e apa adâncă. Într-adevăr, știi că lacurile liniștite sunt de fapt foarte adânci. Și curentul e... Da. Tocmai de asta trăirea pe care o are ea. Eu mă expun, știi? La mine e foarte clar. Ce vezi, aia e. Ea nu e așa și cumva cred că ea are mai multe de oferit din punctul ăsta de vedere oamenilor, pentru că trebuie să ai răbdare, să o cunoști, să sapi și să-ți dai seama că acolo în ea este ceva care trebuie, merită cu adevărat să fie descoperit. Merită să te arunci în acel lac, da. Să nodi, să-ți iei o gură de aer și să te duci să vezi în adâncul reflexia reală. Da, da, da. O să-ți dau un exemplu. Eu în piesa asta și cânt, știi? Muzica mi-aparține pe versuri de Blaga. Și este chiar un cântec, asta apropo de ce ai spus tu acum, este chiar unul din cântece care, chiar așa se spune, știi? Că în lacurile cu noroi pe fund, de fapt cresc nuferi, doar acolo. Corect. Asta înseamnă reflexie. Și am mai spus și în alte emisiuni, nici taică meu nu și-a dorit să-l urmez, dovadă că nici nu l-am urmat, dar în momentul în care m-am hotărât să vin la Corina, aveam deja o vârstă, nu te prea hotărăști așa la 40 de ani să schimbi să schimbi radical viața, dar cuvintele lui au fost: în sfârșit o să faci ce-ți place. Pentru că el a realizat de-a lungul anilor că deși îmi făceam treaba bine, nu era ceva care să mă împlinească. Și asta e mare lucru. Andreea, tot povestim despre tine, dar tu ești aici cu noi. Corect. Cu mine și cu mama ta. Mie îmi convine să vorbesc. Da, da, noi vrem să-ți auzim și ție vocea. Vrem să vorbească reflexia cu noi, știi? Noi ne uităm la tine și sperăm să ne uităm în oglinda noastră și să ne vedem atât de frumoși. Pentru că ești o domnișoară foarte frumoasă, ai niște trăsături deosebite, am văzut că Rosi pune camera foarte mult pe tine, mulțumesc, ești așa cumva, ai niște trăsături deosebite, ceea ce te ajută în viața de zi cu zi, e clar, sunt convinsă, mergând pe stradă, înaltă, zveltă, frumoasă. Surprinzător, nu prea oamenii puteau să-mi spună nimic. Nu-ți spun, dar nu. Întorc capul, da, până corect. La urmă să reflectă. Bine, mai spune că toată lumea câte unul, mă, ce fată frumoasă ai. Și atunci mi-au privirea de mamă protectivă și spun, da, știu. Problema, nu, doar am spus că, ok. Știi, apăr puiul cum ar veni, deși puiul, uită-te la el, chiar nu mai are nevoie să fie apărat, poate apăra foarte bine și singură. Hai să ne ducem un pic în amintirile tale. Ai devenit oglindă și ai realizat că ești oglindă și că vrei să fii oglindă pentru cei din jurul tău. Să le arăți adevărata formă, pentru că eu asta am înțeles, așa și eu. Că tu îți dorești ca cei care te privesc să primească bunătate, dacă sunt buni, să primească fiecare parte întunecată de acolo din nămolul de pe fund, dacă e cazul să fie nămol. Când ai intrat prima dată în teatru? Care e prima ta amintire dintr-un teatru? Prima amintire este când era teatru de revistă, uh-huh. Și sala nu era gata, sala mare a teatrului, se juca în foyer și era un spectacol, nu mai știu exact cum se numea, cred că era de copii oricum și mama era în rol de clown și cânta cu o cioară.
Și la un moment dat a venit alt actor, el nu știu ce era, Buhet, sau habar n-am, și a băgat-o într-o colivie. Și eu eram mic, aveam 3 ani, cred, nu știu exact, și m-am apucat de plâns că nu, combate pe mami, coboară pe mami. Și la un moment dat s-a apucat să și cânte piesa Micul meu Univers. Și atunci piesa aia pentru mine este ceva special. Special și de fiecare dată când aud plâng. Aia este prima amintire, dar am și amintirea când am și jucat pe scena teatrului, mai exact la Casa de Cultură, în rolul doamnei Pice în varianta copil. Și am stat și opera la de trei parale. Da, am stat și la repetiții, a fost vorbeam cu actorii. Ulterior m-am revăzut la Opera Națională când am avut proiect cu Fantoma de la Operă. M-am revăzut cu unul dintre actori și am zis, mai ții minte când te jucai cu o fetiță mică și mâncați șnițel împreună la repetiții? Eu eram aia. Da. Da. Foarte. Mă, să țin copil, 6-7 ani avea atunci când s-a întâmplat lucrul ăsta. Să ții un copil alături de tine de dimineață până seara, noaptea, și copilul acela să nu-și dorească să plece de acolo, înseamnă că ceva i-a plăcut foarte tare. Înseamnă că ceva a atras-o foarte tare și tocmai de asta mereu și mereu s-a întors către teatru. Deși, repet, eu nu mi-am dorit asta pentru ea. Mereu și mereu s-a întors către teatru pentru a face scenografie, pentru a ne pune pe noi cumva în valoare, pe noi actorii în valoare, și iată că anul ăsta, imediat, în iunie, termină primul master. Copilul meu vrea să facă școală, nu, asta nu-i de aia să mă rite, fac copii, a face școli. Foarte bine, nu-i rău, zic. Dar cumva am încercat să-i spun și acum, în al 12-lea ceas, mă mică, da. Bine, bine, și tu cum o să-ți plătești facturile? Că e și asta o problemă. Și ea mi-a spus că să nu fac problemă, că este atât de decisă și își știe drumul atât de clar, încât nu va avea problema asta, nu va avea problema ce o să fac mâine, cum o să trăiesc mâine, pentru că ceea ce face, face din toată inima și cu siguranță Dumnezeu îi va deschide ușa. Undeva, cândva, nu se știe niciodată. Deocamdată ușa a fost deschisă de către Teatrul de Artă Tindeva pentru acest proiect și nu pot să nu mulțumesc tuturor celor care ne-au ajutat. În primul rând, nu o să zic numele firmei ca să nu facem reclamă, dar am avut bucuria să primim ajutor efectiv de la o firmă din Hunedoara care ne-a realizat decorul dorit de Andreea pentru acest spectacol. Bineînțeles, colegii mei de la teatru care ne-au pus la dispoziție tot ce este nevoie, sunet, lumină, pentru a realiza spectacolul. Afișul a fost făcut de un prieten drag, Andrei Tiberiu Magda. Sunetul va fi făcut de Nicu Natu, luminile de Daria Crișan. Și am apelat la dumneavoastră, telespectatorii, care ne-ați ajutat cu 10 de oglinzi. Aveam nevoie de foarte multe oglinzi și oglinzile sunt extrem de scumpe. Așa că, nefiind un proiect realizat prin teatru și doar găzduit de teatru, mi-am permis ca nume propriu să fac această solicitare pe Facebook și nu vrei să știi răspunsul. Adică avem acum, nu știu să spun, 50-60 de oglinzi de diferite mărimi, oglinzi care vor fi folosite în acest spectacol, pentru că nu doar pe scenă se întâmplă întâmplarea, ci și în foyer. O să fie un eveniment deosebit, sunt convinsă, pentru că noi toți vom fi acolo alături de voi, asta cu siguranță, și dacă zbor, eu nu mă urc în avion, așa, dar și dacă voi zbura undeva în lumea asta până atunci și promit să mă întorc și pe 26 aprilie să fiu la teatru alături de voi. Pentru că îmi doresc să fiu în oglinda Andreei. Eu te văd cumva cu alți ochi, să spunem așa, pentru că, deși noi nu am schimbat foarte multe cuvinte în anii de când lucrez în presă, te-am văzut de foarte multe ori lângă mama ta. Faptul că o iubesc foarte mult pe mama ta și o respect și am o admirație deosebită, te-am privit mereu cu alți ochi. Și eram curioasă să dau la o parte vălul acela, să vedem cine e în spate. Da. Da, pentru că așa suntem noi curioși, oamenii ăștia de presă, știi, vor să dea la o parte, mai mulți prieteni care spune curioasă. Păi, na, ăsta-i farmecul. Dacă te uiți la mine, sper să primești din curiozitatea mea, că tot ne reflectăm, și să devii la fel de curioasă, pentru că să știi că nu neapărat curiozitatea e un defect. Poți să o transformi și într-o calitate. Și rămânem cumva în reflexia Andreei, pentru că vreau să
văd, să-mi spui, de fapt, tu, cu cuvintele tale, ne-ai spus cum ți-ai ales lucrarea de disertație. De ce ai ales să-ți faci o lucrare reală? Și acum hai să dăm cărțile pe față. Știm cu toții că puteai foarte simplu să faci o lucrare de disertație foarte normală, un copy-paste, 50 de cuvinte până la 100 schimbate de inteligență artificială și nu trebuia să... Îți bați capul pe românește. Așa de... Na, bă, capul ți-l bați oricum, na, că până la urmă trebuie să și o citești, să o susții. Asta era secretul. Dar proiectul e foarte amplu. Adică, până la urmă, să pui în scenă o piesă de teatru, să vii, să în vremurile astea sărăcăcioase, când nu sunt bani, mai ales pentru cultură, n-avem. Două borduri, dacă vrei, face rost de niște bani, că ne dă ăștia un proiect european, cică. Dar, totuși, când te-ai hotărât să te duci într-un astfel de proiect, cât, ce ai gândit? Eu sunt tare curioasă acolo, în tine, în sufletul tău. Cum te-ai gândit tu că vei putea pune în scena vieții acest proiect? Dacă stau să iau logic, toate atestatele, cursurile, mă rog, universitatea pe care am terminat-o, s-au legat de acest domeniu. Am început la liceu de arte, am făcut atestat cu tema afiș de teatru. Ulterior, la facultate, deși am făcut secția pedagogia artelor, cum v-am spus, am făcut și art-terapie și profesoara mea de art-terapie a încercat să sape în fiecare cam ce ne interesează. Și a zis, băi, eu nu pot să te pun pe tine să desenezi, ok, desenezi, dar trebuie să fie ceva al tău. Și am făcut și acolo educație vizuală prin performance și instalație scenică, tot legat de teatru. Și atunci, dacă m-am decis să merg la scenografie mai departe, am zis, ok, trebuie să definitizez toate studiile făcute, acumulate, mă rog, de-a lungul timpului. Și, cum am spus, era simplu să fac strii la nivel de proiect, câteva schițe, prezentam și aia era. Doar că am vrut să fie ceva personal, cum au fost și celelalte proiecte, și să fie, practic, debutul meu în acest domeniu. Și ea nu spune, dar practic se leagă cumva și ea face 30 de ani de teatru și am zis să fie și un spectacol aniversar cumva, pentru că dacă în spectacolul pe care îl veți vedea apare ea așa cum nimeni n-a văzut-o. Și exact. Pe scenă, da, e ușor, frumos, jucăm un rolul altei persoane, dar aici e rolul propriei vieți. Și atunci am vrut să se lege... Îți dai seama câți mulți și câte lacrimi am eu în mine, deci de fiecare dată când repet, încă n-am reușit să trec de faza asta. Are dreptate, Andreea. M-a pus să joc rolul propriei vieți. Textul a fost scris de Mihai Vântu și Daniel Ionescu cu ani în urmă. Eu l-am completat ulterior, pentru că s-au mai întâmplat lucruri de atunci. Dar este cumva... cu acest proiect nu se expune doar foarte tare pe ea, ci mă expune foarte tare pe mine. Ori asta cred că este, o să vedeți, de asta repet, modul în care mă expune este, cred că, cea mai mare declarație de dragoste. Frumoasă, frumoasă și deosebită oglinda dintre mamă și fiică. Dar ai întors vreodată oglinda invers? Da, cum? În fiecare zi încerc să o întorc. Numai că vezi, oglinda mea e puțin mai tăioasă și încerc tot timpul să trag mai mult și mai mult din ea, pentru că știu că poate, știi? Dar ea nu dă decât când vrea, că seamănă pe masă. Deci ea seamănă foarte tare pe maică sa din punctul ăsta de vedere. Deci dă doar când dorește, când vrea. Este un om, cred că Andreea este puțin, cu siguranță, mai decisă. Ea este o Roxana undercover. Nu o vedeți pentru că nu se expune ca mine. Dar în ea clocotul interior, cum ți-am spus eu, lacul acela adânc, este, cred că, mai mare decât maică sa. Și sper ca de-a lungul vieții ei să aibă șansa să se și exprime ca atare. Să vedeți toți ce înseamnă într-adevăr vulcan. Că eu sunt vulcan și mă vedeți că sunt vulcan. Există acei vulcani care sunt mai periculoși decât cei pe care îi vedeți, care atunci când erup sunt tulburător de mari.
de devastatori. Cum te vezi în oglinda, dacă te uiți în oglinda lui Roxana? Opusul ei, în sensul, cum a spus și ea, că eu nu mă exprim. O singură dată am scris un text pe Facebook și a doua zi s-a uitat la mine așa, tu? Și apoi n-am simțit nevoia, dar mi se spune deseori că sunt dură, inabordabilă și prea serioasă. Păi da, dar când, tocmai asta e ideea, când ajung să mă cunoști, toți mi-au spus, păi stai că tu de fapt nu ești așa. Zic, păi da, dacă nu faci primul pas spre mine, nu o să vină niciodată la tine să mă bag în seamă. De aia poate unii au impresia că, cum am zis mai înainte, că ea zice că sunt rea. Ea a văzut cum mă uită la oameni, așa, și toată lumea cândva. Dura, nu ne putem apropia de... Dar în momentul în care interacționăm, toți și-au dat seama că, băi, nu e chiar așa. Știi, până la urmă, cred că este o formă de protecție. Toți avem o formă de protecție. O formă de protecție, pentru că dacă ești un om sensibil, chiar dacă par dur, părând un om dur, cumva oamenii care sunt mai slabi, să zic așa, sau n-au curajul să ducă lucrurile până la capăt, nu se mai apropie. Cumva te protejezi tu pe tine de mediul înconjurător și cumva se cern lucrurile, știi? Cine vrea cu adevărat să te cunoască, trece de acest înveliș. Are răbdare să te cunoască cu adevărat și să treacă de acest înveliș și să vadă ce e în tine. Cine nu vede doar suprafața, carcasa, știi, asta apropo de ce spunea Andreea, că acum o să mă vedeți cu totul altfel. Da, toată lumea când mă vede pe mine, zice, băi, când te văd automat râd. Mi-a zis cineva și am zis, da, și eu când mă văd automat râd. Dar asta înseamnă că asta, doar asta înseamnă eu. Dar eu zic să veniți în 26 aprilie să și vedem. Să vedeți ce e acolo. Nu știu dacă o să fie neapărat foarte, foarte plăcut, pentru că și eu sunt doar un om, știi? Diferența între mine și alți oameni este că eu am curajul să-mi înfrunt demonii și să mă expun, chiar dacă asta înseamnă la un moment dat ca cineva să spună, vai, dar n-aș fi făcut asta niciodată, să mă arăt cum sunt eu de fapt. Am curaj să fac asta, uite, după 30 de ani de teatru, am curaj să fac asta. Că trebuie și un pic de curaj să te expui de fapt așa cum ești. Să te interpretezi pe tine, tu pe tine. Eu am încă dubii la foarte multe lucruri, pentru că, din punctul ăsta de vedere, și lasă-mă să rămân sceptică, te rog, pentru că noi suntem câțiva care am trecut dincolo de demoni. Da, nu de tine, care mă cunoști. Da. Nu. Și cumva cei care au vrut să te vadă cu adevărat te-au văzut și au reușit să treacă dincolo de oglindă. Tot o replică din piesă. M-au privit foarte mult, dar doar puțin m-au văzut cu adevărat. Doar aici rămâne, eu cred și vom vedea pe 27 aprilie. 26. Nu, pe 27. Ah, da, după acest an, da. După 26 seara o să intrați în roluri și pe 27, 28, eu sper să facem o emisiune, nu știu cum, pică ne uităm să tragem concluzii după ce vedem comentariile. Eu sunt foarte convinsă că foarte mulți dintre cei sceptici nu se vor schimba. Se vor ridica din sală și vor să zică, da, bine jucat pentru că e Roxana, felicitări Andreea, așa, pentru că o să fie de înaltă clasă, sunt convinsă, o să dați tot ce e mai bun din voi și voi și colegii voștri, pentru că e pentru lansarea unui tânăr care face parte din familia Teatrului de Artă din Deva, direct sau indirect, dar vor rămâne sceptici și o să spună... Prea teatral. Ai văzut? Știu da. Să fim... Nu contează. Aici nu este vorba despre mine, aici nu este vorba despre teatru, aici este vorba despre acest proiect atât de personal care îi aparține Andreei. Nu pot să trec peste asta și să nu... Nu este vorba despre mine aici, aici este vorba despre ea. Că dumneavoastră să mă vedeți pe mine pe scenă, ok, pe mine să mă vedeți, eu sunt carcasa care prezintă, dar ce e acolo o să vedeți prin ochii ei. Reflexia ei. Eu mă voi reflecta prin ea
în ochii dumneavoastră? Îți dai seama că nu peste foarte mulți ani, noi două, Andreea, știi, privim în viitor. Noi două să stăm aici, în același platou, și o să povestim despre succesul Andreei și o să ne aducem aminte și când te gândești că prima ei piesă a fost un proiect personal. Hello. Nu va trece foarte mult timp. Eu sunt convinsă de asta, pentru că atunci când simți cu adevărat o dorință de a te exprima așa cum Andreea, puteți alege orice altă piesă. Bine să înțeles. Vă aduceți aici, da. În proiectul tău să fie de disertație, tot o piesă de teatru, dar nu să fie neapărat un proiect personal, pentru că aici diferența, așa văd eu lucrurile, dacă greșesc, vă rog să mă corectați. În 26 aprilie, pe scenă și lângă scenă sau din culise, va fi legătura aceea care nu se va rupe niciodată. Exact. Va fi o piesă specială prin totul, pentru că legătura dintre voi două va fi forever. Știi, te întâlnești cu diferiți oameni în viață, din diferite motive, lege anumite stringuri, prietenii, cordoane, legături, umbilicale. E, a voastră nu se va rupe niciodată. Puteați să jucați orice. Proiectul tău va fi pentru tot. N-ai fi putut să-l scrii greșesc. Corectează-mă. Ai fi putut să-l scrii altfel? Ai fi putut să alegi o altă variantă? Mai era o variantă, doar că era foarte abstractă și... Nu era practic un spectacol, era mai mult ideea unui decor care să ajute actorul să lucreze cu el însuși. Și mi s-a spus, păi, cam abstract gândești tu, hai să gândim mai realist. Da. Cine ți-a spus? Profesorii de la școală. Știi care e faza? Hai să dăm lucrurile pe față. Faza e în felul următor. În școala românească, de orice fel, din păcate, lucrurile rămân cumva la nivel teoretic. Știi, nu să mergem mai departe, hai să facem și practic. Sau cei care fac practic sunt foarte puțini. Din cauza faptului că Andreea este din provincie. Da. Așa. Toți au crezut, eu acum vorbesc în numele ei, deși nu-i frumos ce fac, dar eu am curaj să o spun. Da. Asta e diferența între noi. Cumva au crezut cei de acolo că proiectul de final va fi 40 de pagini de ceva, să trească exact la mulți ce ani, povesteam. Luăm diploma și ne ducem și ne angajăm la McDonald's. Nu. Surprinderea mare, cea mai mare a fost din partea lor, când acum la predizertație, pentru că ea a susținut acum pe 1, nu? Pe 1 martie a avut predizertația, ca ea să fie singura care a avut ceva concret, nu concret, atât de palpabil încât au ajuns până acolo încât i s-a spus că ne vor da toate cele necesare ca să jucăm acest spectacol în București. Adică toate cele necesare însemnând că ne dau ei camion să ducem decorul, că fac ei de toate numai să vadă spectacolul. Și am zis, da, putem să facem și lucrul ăsta, dar n-ar mai fi atât de personal, pentru că cuvântul personal se leagă automat de acest teatru. Corect. Personal nu doar pentru mine, ci și pentru ea. Pentru că ea aici s-a născut. Aici e acasă. Poți să te arăți cu adevărat cum ești acasă. Repet, puteam să-mi iau rolul, da, eu sunt actorul care interpretez asta și mergem și facem la București. Nu. Aici, acasă, trebuie văzut acest spectacol. Tocmai de aceea noi am și invitat pe acei profesori să vină aici să vadă proiectul de disertație. Culmea este că nu știu dacă cei de la București vor veni, sper din toată inima să o facă, dar vor veni profesorii de la Cluj. Cei care au îndrumat-o către art-terapie și care i-au demonstrat că poate să facă lucrurile și prin artă să aline dureri și suferință, că până la urmă asta face art-terapia, da? Și ne bucurăm foarte tare că au ales să facă asta și suntem
recunoscutor fiecare om care va participa în sală. Tocmai de asta am și scris pe Facebook. Acest spectacol nu va aștepta să fie o capodoperă, nu voi înghiți săbii, nu voi scoate fum pe urechi, nu voi avea pene în cap sau mai știu eu ce unicorni. Nu, este în simplitatea lui va fi atât de tulburător, tocmai pentru că este personal. Personal și unic, dragii mei, pentru că cu toată durerea în suflet pentru munca Andreei de data aceasta, să scrie o piesă de teatru pentru mama ta, să-i faci ce-i faci acolo, să o... Textul așa a fost scris de alții, dar ea... Mă rog, scenografia, da, trebuie, da, să înțelegem că și ea regia spune și regia, da. Stai că acum vreau să citesc imediat. Va fi unic, pentru că acest spectacol nu va putea fi repetat decât cu ele două în viață. Adică dacă voi două... Nu avem de gând să murim în ziua respectivă de emoții. Deci, sperăm că... Asta era ideea. Da, da, da. Spectacolul e unic. Adică oricum niciodată... spectacolul este unic, cu siguranță, pentru că tu nu ești la fel. Tu nu ești la fel. Da, da, dacă ne gândim la povestea ta de viață, nu cred că există un actor care să te înlocuiască și care să fie exact ca și tine, să mai joace rolul tău în scenografia. Spectacolul ăsta este al nostru. E al vostru și e unic. Asta, da, cel mult ar putea fi pus pe ripit, dar tot de voi două la un moment dat. Da. Și dacă nu, eu n-am să pot să joc niciodată rolul Roxanei. Oricât m-aș chinui. Știi că cred că cea mai mare dorință este ca să fie sala plină. Nu pentru mine, ci pentru un tânăr la început de drum. Am primit foarte multe mesaje când am postat informația că în sfârșit avem data la care se va juca spectacolul, în care și spuneam că intrarea este liberă pe bază de invitații, în care lumea își exprima dorința de a plăti bilet să vadă acest spectacol. Ne-am spus, este un proiect, durează doar 50 de minute, deci nu are o lungime când se poate fi încadrat la un spectacol de adulți. Este o monodramă a unei femei. Este suficient de lung încât să înțelegi. Nu este prea scurt, dar nu e prea scurt, că aici nu e vorba despre cantitate, ci despre calitate. Dar, repet, m-aș bucura foarte tare ca să fie sala, în sală să fie doar oameni care își doresc cu adevărat să fie acolo. Nu avem nevoie de 400 de locuri ocupate, avem nevoie de 10 oameni care își doresc cu adevărat să fie acolo și m-aș bucura teribil ca cei care vor vedea acest spectacol, la final de tot, să ne scrie câteva rânduri în cartea pe care o vor găsi în foaierul teatrului, ca să vedem cum s-au reflectat, cum și-au văzut ei reflexia prin noi cu acest spectacol. Pentru că sunt absolut convinsă că ce voi spune eu acolo, povestea aceasta, nu este doar a mea. E a multora dintre noi, pentru că... Dar tu ai și curaj. Am zis nimic, nu-i, mai avem 12 minute, dau citire mesajelor, că tot povesteam, Andreea, lumea te susține. Și chiar dacă nu reușim de multe ori să-ți arătăm aprecierea, înseamnă că nu te apreciem, vedem, corect, și nu te apreciem. Pentru că tu ne apreciezi pe noi, noi ne vedem în oglinda ta și ne simțim apreciați. Nu mi s-a părut niciodată că are o privire dură. Nu știu ce vedeți voi. Alina Monica Cărmăzan, bună dimineața. Enea Vasile, bună dimineața. Zi frumoasă vă doresc. Adrian Mureșan, bună dimineața. Daniela Enea, bună dimineața. Dragii mei hunedoreni. Eduard Hinț, Edi, că povesteam. Bună dimineața, neața Edi. Bună dimineața dumneavoastră și invitatelor dumneavoastră. O zi minunată să aveți. Tanti Maria, bună dimineața. Alina Suchet, sper să nu fi botezat, fete frumoase, așa, mulțumesc, vă zice și succes. Mulțumim. Îl salutăm pe Rareș Rus, Sarmis Baloiu. Baloiu. Baloiu, da. Bună dimineața, succes fete. Peter Daniela, Roxana Olșanski, ce fată faină aveți, să mai vină lumea că nu se moștenește... Să mai zică lumea că nu se moștenește talentul. De acord, o reflexie minunată. Bună dimineața, mult succes și o inimioară din partea lui Rareș Rus. Rareș, te așteptăm aici alături de noi în curând să vedem ce lucruri minunate faci și tu. Adriana Furcă ne trimite inimioare și noi o salutăm. Olar Simona Daniela, bună dimineața, mult succes. Ana Maria Stoica, bună dimineața, dragile mele. Și mai sunt mesaje și nu reușesc să le văd pe toate. Avem mesaje și de la Teatru de Artă.
Bună dimineața, mult succes și o inimioară, ne scrie cineva din spatele profilului de la Teatru de Artă Deva. Vă doresc mult succes, mult, mult succes, spune Ana Maria Stoica. Și mai sunt mesaje pe care eu nu le văd în dimineața în direct întotdeauna, dar Rosi mi-a promis că o să căutăm o variantă să le afișăm pe ecran. Mai căutăm și poate într-o dimineață o să reușim să le vedeți live pe... Mulțumim tuturor celor care ne urmăresc. Nu contează numărul lor, ci, repet, nu contează numărul, ci calitatea celor prietenilor. 10 dacă vom fi în sală, da. Vom fi cu inimile așa pline și cu gânduri bune și pentru tine și pentru Andreea, pentru că ne dorim ca acești tineri să reușească să schimbe percepția lumii din această epocă. Viac! Aici ca și Roxana lângă mine, am tupeu. Așa, așa, ții spatele, hai. Da, da. Facem una. Da. Avem tineri minunați. Avem cu siguranță. Sunt foarte mulți și, din păcate, nu toți ajung să fie văzuți. Pentru că mea culpa mulți dintre noi, ne uităm doar la tinerii cu probleme. Uităm de multe ori să vedem partea plină a paharului, ne uităm doar că paharul deasupra e gol, vrem să schimbăm, știi, inversul cu susul, cu josul și uităm să apreciem, uităm să dăruim acestor tineri, precum Andreea, o reflexie curată, frumoasă despre ei. Pentru că ceea ce purtăm, datoriile facturilor, se reflectă în tinerii. Că până la asta, urma asta facem. Mergem pe stradă cu gândul, nu mi-am plătit gazul, nu mi-am plătit curentul, ce fac, am rata la bancă, vine telefonul și ne uităm la tinerii din jurul nostru, transmițind aceste probleme și sufocându-i cu problemele noastre. Iar ei, la un moment dat, pentru că sunt foarte tineri și pentru că lipsa lor de experiență, cred eu, la trăirile vieții, iau de la noi această energie negativă și o duc în viața lor. Te felicit că ai reușit, sincer te felicit, că ai reușit să iei de la noi ăștia trecuți, vorba lui maică ta, de prima tinerețe, partea plină a paharului și să găsești frumusețea în noi, oamenii, în maică ta, și să duci acolo pe scenă această frumusețe sufletească. Pentru că eu sunt ferm convinsă că după lacrimile, după, nu sub, după lacrimile Roxanei, în 26 aprilie, e fericirea, pentru că ești mamă, în primul rând. Aia am și spus, cred că este... Ai două fete minunate. Cel mai greu spectacol din viața mea. Două, nu greșesc. Nu, Andreea și Alexandra. Așa. Alexandra este în clasa 10-a, mai are puțin, dar urmează și ea, că tot pe drumul ăsta văd că vrea să meargă. Cred că copiii noștri sunt oglinda noastră, știi? Multora le spun că, fiind exemple, sau ar trebui să devenim exemple pentru copiii noștri, ei preiau de la noi, nu neapărat cei mai buni, preiau tot. Ei aleg ulterior ce fac cu ce preiau. Și de asta spun că copiii noștri sunt oglinda familiei și dacă copilul meu a reușit să și reușește să aducă bucurie în viața oamenilor, înseamnă că eu am făcut ceva bine. Și asta cred că e singurul lucru important în toată povestea asta. Faptul că am reușit să fac copilul să facă ceva bine. Știi? E greu în ziua de astăzi să găsești un domeniu sau un mod de viață care să te facă și pe tine fericit și să-i facă și pe ceilalți. Pentru că, știi, noi nu trăim singuri. Noi trăim în lume. Cu lumea câteodată, știi? Deși suntem noi cu noi. Doar câteodată cu lumea. Câteodată, așa, da. Ai zis bine. Câteodată, mulțumesc. Mi-asum. Mi-asum. Da, cum? Și e foarte important să nu părem într-un anumit fel, ci să fim într-un anumit fel. Ori urlă mândria de mamă în mine. Îți dai seama că mi-a venit fiică-mea anul trecut și mi-a zis că a scris un articol pentru Teatru Azi. Eu, măsa, mi-a picat ochii și am zis, uite, vezi, am trăit 40 și ceva de ani
Și eu n-am reușit să scriu un articol în Teatru Azi, care este cea mai importantă revistă de critică teatrală din România. Și cred că cu asta am zis tot. Nu. Ilona se uită la noi, o salutăm pe Ilo. Eu încă o aștept aici lângă mine, poate te conving. Dragile mele, foarte frumos, știi, eu avem prieteni comuni care fac și altfel de muzică, știi, de da. Așa. Și există într-o oarecare măsură cuvinte, știi, muzica asta de petrecere, așa. Știi? Care ne cântă Ioana. Nu cânt, lăsăm pe cei care știu să cânte. Dar spune la un moment dat melodiile alea, știi, spun, au și ele rostul lor, știi, versurile alea așa mai din topor, așa mai cu adevăr. Unul cu unul face doi și că astăzi este joi. Așa. Te iubesc. Dincolo de orice, chipul reflectă frumusețea sufletului. Eu n-am văzut oamenii urâți la chip și frumoși la suflet. Și n-am văzut, și mi-asum, și n-am văzut oamenii urâți la suflet și frumoși la chip. N-am văzut. Ai văzut dincolo de carcasă. Dincolo de carcasă, vă așteptăm, dragii mei, în 26 aprilie să fim alături de Roxana. Invitațiile vor fi disponibile începând de marți, 18 martie, la Agenția Teatrală, sau dacă ne trimiteți nou un mesaj sau ne sunați, cu siguranță vă oferim cu drag. Mișu Ferie live, te salutăm, Mișu, și vreau să vii să-mi joci o bucată din Hamlet aici la Dale Dimineții, dacă ai plăcerea. Pe 26 aprilie vreau să mai vorbim și de altă piesă, nu mai vorbim că nu ne mai ajunge timpul, emisiunea s-a terminat. Pe 26 aprilie, ora 19, la Teatru de Artă Deva, Andreea Oprean, aici lângă mine, în aplauzele noastre, a tuturor, cu toată dragostea, scenografia și regia. Actor, nimeni alta decât Roxana Olșanski, dragii mei. Tiberiu Andrei Magda, afiș și invitații, Robi Batic, Daria Crișan, Sutnet, Nicu Natu, text Mihai Vântu și Daniel Ionescu, cu completarea Mamei, orchestrații Marci Costa, oglinzi dumneavoastră, proiectul fiicei mele va ajunge la public. Andreea Fieca mea urmează cursurile de master ale universității. Dacă n-ați înțeles ce universitate, vă rugăm să reluați emisiunea din această dimineață. O găsiți pe Facebook și pe YouTube. Andreea, ai 2 secunde să le transmiți ceva celor care ne-au urmărit în această dimineață. O zis Rosica mult. Bine, 1 secundă jumate. Vă așteptăm la teatru. Vă mulțumesc, dragile mele, pentru că ați fost în această dimineață alături de mine, la Dale Dimineții. Vă spun că vă iubesc și că ne revedem mâine dimineață, aici, la Dale Dimineții, cu un om care ne încântă și ne cântă. Doinel Hindorian. Doinel Hindorian vine mâine dimineață la Dale Dimineții. Folclor pe sufletul nostru. Până mâine dimineață, vă iubesc. Și nu uitați, spuneți și celor de lângă voi că iubiți, fiți reflexie, așa cum e Roxana și Andreea.